Cum vedeți ceea ce se întâmplă? Spuneați. Da, din punctul nostru de vedere, propunerile pe care ministrul interimar al justiției, de fapt premierul Ponta, le-a făcut, sunt inacceptabile, inexplicabile și, după părerea mea, șocante, incredibile. Partidul Național Liberal nu susține niciun fel de compromis politic cu președintele său, cu președintele ilegitim al României, cu domnul Traian Băsescu. Considerăm că și această propunere, mai cu seamă cea de la DNA, Laura Codruța Căveși, este inacceptabilă, este de notorietate publică faptul că această doamnă a servit politic regimul Traian Băsescu timp de 6 ani de zile, cât s-a aflat la conducerea parchetului general. Să nu uităm că e cea care a stat la baza acțiunilor din vara procurorilor care a transformat România într-un iad în timp ce erau 50 de grade afară și fugăreau oamenii pe străzi și pe unii scotea și din biserici. Considerăm că această propunere este la mare distanță de ceea ce USL a promis în campania electorală, adică faptul că vom scoate justiția de sub influența politică a lui Traian Băsescu. Sigur că Partidul Național Liberal nu vrea să fie parte la acest compromis politic, dar în același timp considerăm că chiar dacă avem o divergență importantă într-o problemă pe care de asemenea considerăm la fel de importantă, asta nu înseamnă că USL se va destrăma, mergem înainte, pentru că această construcție politică s-a clădit pe încredere, s-a clădit pe hotărâre, s-a clădit pe consecvență, s-a clădit pe loialitate și trebuie să-și îndeplinească celelalte promisiuni electorale importante pe care le-a făcut în fața electoratului. Cum credeți că va afecta unitatea USL decizia premierului Ponta de a o numi pe Codruța Căveși? Unitatea USL momentan nu poate fi afectată pentru că indiferent cât am fi de nemulțumiți de hotărârea pe care a luat-o premierul, suntem conștienți că în acest moment nu putem arunca în haos țara. Imaginați-vă ce s-ar întâmpla dacă ne retragem de la guvernare. Nici așa situația economică nu este foarte, foarte bună și mă refer nu numai la România, ci și în Europa. Există semne că în a doua parte a anului această situație economică se poate redresa. Dacă am face un gest necugetat acum, ținând numai de orgoliile noastre, cetățenii pentru care tot timpul spunem că vrem să facem ceva, ar rămâne pur și simplu cu buza umflată, pentru că ceea ce s-ar întâmpla în țară, din punct de vedere economic, ar fi un dezastru. Pentru că orice cutremur politic produce după el un dezastru economic. Din acest punct de vedere, noi credem că alianța trebuie să continue, însă vom fi foarte atenți și foarte fermi în orice încercare de a aduce în această alianță care a fost votată de popor și alte elemente, cum ar fi acorduri și asocieri cu Traian Băsescu în domeniul justiției sau cu alți jucători, să spunem, de pe tabla politică sau administrativă a țării, care, în mod normal, sunt instituții care trebuie să-și facă datoria. Pentru că am văzut că și domnul Moral și procuratura este jucător, am văzut că și cei de la CSM sunt jucători, mai lipsește în alta curte și nu știu ce ar mai lipsi, pentru că și asociațiile magistraților deja emit păreri politice și cred că partidele politice până la urmă nici nu vor mai conta, vor conta numai aceste instituții care văd că politizează din ce în ce mai tare actul de guvernare. Odată cu numirea doamnei Căveși și se poate spune că pedeliștii care au dosare penale sunt ca și scăpați? Nu e sigur, pentru că România, știți, eu mă aștept ca doamna Căveși să fi trecut deja de mult în altă tabără politică. Pentru că la noi contează foarte mult stăpânul. Și dacă doamna Căveși a constatat că altcineva este stăpânul, nu cred că este foarte greu să treacă din tabăra care a fost într-o altă tabără. Tocmai acest lucru
Noi am vrut să-l evităm, de-aia am vrut să fie profesioniști, de-aia am vrut acea selecție, de-aia am fost de acord și noi odată cu ce a propus Comisia Europeană și iată că nici măcar atunci lucrurile nu ies așa cum am vrut.